Noul spital din municipiul Fălticeni ar putea fi funcțional anul viitor, primarul Cătălin Coman declarându-se mulțumit de modul în care se lucrează pentru finalizarea acestei investiții. În emisiunea Raportul de Seară de la Bucovina TV, el a precizat că noul spital este realizat în proporție de 95%, iar pentru finalizarea integrală a unității spitalicești mai este nevoie de suma de 6,5 milioane de lei. Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a arătat că pentru lucrările la spitalul municipal din localitate s-a alocat anul acesta o sumă de 15 milioane lei. El a menționat că se lucrează zilnic pe șantierul spitalului cu minimum 100 de oameni, iar unele secții sunt finalizate deja în proporție de 100%. Sunt mulțumit pentru că ceea ce se întâmplă acum la o investiție atât de importantă pentru municipiul Fălticeni cât pentru toată zona sunt lucruri extrem de bune. Practic, am avut o finanțare anul acesta de 15 milioane de lei, bani pe care constructorul a reușit să-i cheltuie integral. Sunt depuse ultimele facturi spre decontare pentru întreaga sumă, deci din finanțarea alocată avem garanția că s-au executat lucrări în valoare totală. Suntem la un grad de realizare undeva de 95% și vreau să spun tuturor, pentru că e un subiect pe care interesează cel puțin 150.000 de oameni din Fălticeni și din zona Fălticeni, ceea ce se întâmplă la Spitalul Municipal din Fălticeni. Forța de lucru este consistentă, se lucrează cu mai mult de 100 de oameni în fiecare zi. Eu am mai spus-o, poate mă repet, în fiecare dimineață primesc un mesaj pe telefon, SMS, cu câți muncitori sunt, pentru că mă interesează foarte mult. În jur de 100 de oameni sunt în fiecare zi. Au trecut deja la finalizarea anumitor segmente. Sunt secții, sunt aripi care sunt finalizate integral. Secții care sunt finalizate integral, în care și tot ceea ce înseamnă rețele de utilități, de apă, de canalizare, de energie electrică, energie termică, curenți slabi, fluide medicale, oxigen, pe lângă tot ceea ce înseamnă amenajări cu tarchet, cu tavane, cu gresii, faianță, grupuri sanitare, sunt finalizate integral și asta e un lucru îmbucurător. Deci avem segmente în Spitalul Municipal Fălticeni care sunt finalizate în proporție de 100%. Primarul Coman a spus că după darea în folosință a noii unități spitalicești, unitatea medicală veche va fi demolată, iar spațiul rămas va fi reamenajat cu o parcare și un parc după modelul existent în prezent la Spitalul Județean din Suceava. Mulți fălticineni m-au întrebat ce se va întâmpla cu spitalul vechi, care va fi soarta laterală, pentru că acolo vorbim de un spital din 1860, o clădire foarte veche. O spun nu în premieră, dar spitalul vechi, în momentul când spitalul nou va fi funcțional în întregime, spitalul vechi va fi dărâmat, iar în locul spitalului vechi va fi o parcare și un spațiu verde, pe modelul Spitalului Județean din Suceava. Deci intrarea în spital se va face printr-o parcare cu sistematizare verticală, căi de acces, trotoare, spații pentru persoane cu dizabilități, căi de acces specifice, spațiu verde, parc și așa mai departe. Deci asta va fi finalul.